Orice concert, orice spectacol, ca și viața de altfel, are o tematică. Și ne-am gândit astăzi, prin piesele pe care le-am ales, să fie ca un început. Și ce început mai bun, mai frumos și mai potrivit se putea decât cu aceste două imnuri, care ne reprezintă pe toți, așa cum am spus, dar mai ales cu un cântec dedicat mamei. Mama de Cătălin Crișan. Sigur că în următoarea melodie ne vom regăsi cu toții
și de aceea am să vă rog ca această minunată creație a marelui Dan Spătaru, rând pe rând, să reprezinte ca un gând față de mamele fiecăruia dintre noi. Măicuță, îți mulțumesc! Parcă te văd cum veneai tot mereu să alungi răul din jurul meu. Azi înțeleg tot ce nu înțelegeam altădată, când te necăjeam. Să știi, măicuța mea, că porticoarea ta în fiecare gând, oriunde și oricând, te ascult cum îmi cântai, te văd cum îmi zâmbeai, și-ți văd și lacrima din ochi, uneori mă dojenea. Aș vrea să mă mai cerți, aș vrea să mă mai ierți, și mângâierea ta să-mi simt iar dragostea, să-mi pară că ești și azi alăturea, și să mă auzi că-ți mulțumesc, măicuța mea. Mulțumim tare mult și le mulțumim și acestor minunați îngerași, corul de copii, pe care vă rog din toată inima să-i aplaudați și să le mulțumim pentru glasurile lor cristaline și îngerești. Un adevăr pe cât de complex, pe atât de certificat de către toată lumea, pe cât de păcătos, spun unii, pe atât de adulat și plăcut de către alții. Doamnelor, domnilor, unii fac, iar alții poate nu recunosc, dar cu toții suntem în același gând ca bărbați. Iubesc femeia. Femeia,
le doresc. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie, doar prin ea o piesă, trebuie să vă spun că nu era în planul nostru, nu era în program, dar a venit ca o dorință aparte din direcția organizatorilor și fiindcă ei au fost atât de drăguți cu noi și s-au ocupat de noi și s-au ocupat de toate lucrurile astea minunate, n-aveam cum să refuzăm această dorință, rugăminte a doamnei președinte Lia Anton și a colaboratorilor domniei sale pentru a cânta una dintre cele mai frumoase capodopere din repertoriul românesc, Copacul. Care cântă și pe frunze și pe vânt, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe când te culce, când îl cânt. Grădina casei mele e copacul, care-mi spune să fiu care-mi spune sunt în fruntea dreaptă tot mereu. Fie ploaie, fie soare, fie nor, tot ca el, copacul.
bărbatul se transformă dintr-o dată. Frumoase și absolut salvatoare daruri ce ne-a fost dat e acela iubirii. O virtute pe care fiecare dintre noi o avem acolo și dacă știm să o folosim, dacă știm să o dezvoltăm, spun mari filozofi că iubirea va salva lumea. Cât e de frumos să vorbești despre iubire, dar Doamne, cât e de frumos să cânți despre iubire. Parlami d'amore. Come sei bella, più bella stasera. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche s'aver sole destino domani sarà. Oggi ti sento vicino per sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è. Parlami d'amore, Mario. Amor.
când bărbatul nostru în viață găsește femeia lângă care vrea să trăiască și se gândește că ar fi potrivit ca cucerirea lui să nu se oprească niciodată. Astfel, zi de zi, seară de seară, el face ceea ce știe mai bine alături de prietenii lui, serenade sub balcon. Te quiero, dijiste. Si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Viața, cu toate ale ei, de cele mai multe ori ni se pare că este ca un carnaval. Dar chiar și așa, dacă dimineața acelei zile de carnaval
o petrecem lângă femeia iubită, deja ziua este mult mai bună. Mania de carnaval! Aceeași tema a dimineții, cu gândul la dimineața lângă persoana iubită, dar și cu gândul la frumoasa localitate de pe coasta Italiei, Matinata. L'aurora di bianco vestita, giallucia rischiude al grassol, lì già con le rose inserita, carrezza di fiori lo stol. Commosso dal fremito arcano, intorno al creato giabar, e tu non li desti la mano, mi sto qui dolente a bianca pesco di luce alle tue cantare e non sei la luce manca ove tu sei nasce l'amore. Oh,
Se întâmplă ca pe parcursul vieții noastre, dintr-un motiv sau altul, să ne depărtăm, să ne separăm, să plecăm undeva departe de oamenii sau de persoana iubită. Și atunci ne încearcă pe fiecare dintre noi un sentiment profund, acel sentiment de neuitare. Următoarea melodie despre asta vorbește. Non ti scordar di me. Să nu ne uitați, căci suntem ai Chișinăului, cum suntem a întregii României. Mulțumim! Thank you.
Mulțumim, dar să știți că aplauzele le merită acești minunați instrumentiști. Alături de maestru Andrei Zapșa, unul dintre oamenii dragi și foarte apropiați sufletului nostru. Felicitări! Tot rămânem în capitolul iubirii, următoarea piesă, Amapola. Auzim deseori despre trenuri, trenuri ale Unirii, trenuri metropolitane, trenuri de munte, mucăniță, îi spune undeva în zona noastră. În povestea de față, funicularul, căci despre el este vorba, acel tren minunat al munților, italieni și francezi, care ne duce într-o călătorie de basm. Funiculi, funicula. Funicula, 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 fun
se va, ce lo se va. Se va come al vento all'altro stato, gli sta, gli sta. Yammo, yammo, il coppa yappa yappa, funiculi, funicula, funiculi, funicula, yamma yamma yappa, funiculi, funicula. Se spune că sunt mai multe tipuri de bărbat, dar două sunt esențiale. Cei care fac și cei care nu recunosc. Fiecare dintre noi, bărbații, că ne place sau nu să recunoaștem, înainte de a o cunoaște pe iubirea vieții noastre, cu siguranță am avut alte iubiri, fie copilărești, fie studențești. Și acum, unii dintre noi n-au avut decât una, alții au avut tot una. Important e că după fiecare relație și important e că atunci când am ajuns și am cunoscut jumătatea vieții noastre, un lucru esențial a rămas față de toate celelalte, Doamne, respectul. Următoarea melodie, ce aparține marelui Julio Iglesias, vorbește despre toate femeile pe care le-am iubit. To all the girls we loved before. Maestre, muzica. I loved before, who troubled in and out my door. I'm glad they came along. I dedicate a song to all the girls I loved before, to all the girls I once carried. And may I held, I hope the best. For helping me to grow, I won a lot, I know. To all the girls we loved before, the wind has changed and now is blowing.
have changed, continue blowing, and they just carry me away. All the girls I share my life, who now are someone else's wife, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. All the girls I loved before, who fill my night with ecstasy. They live into my heart, I'll always be a part of all the girls I loved. Traveling and outdoor, glad they came along. We dedicate this song to all the girls we loved before. To all the girls we loved before, who traveled in the outdoor. They came along, we dedicate this song to all the girls we loved Poate una dintre cele mai frumoase compoziții făcută celebră în cadrul turneului celor trei mari tenori, pe care nu ratez nicio ocazie cu fiecare concert al nostru să-i aducem aminte. În primul rând, grande Luciano Pavarotti, care e acolo undeva într-o stea. Aplaudați-l pentru tot ce a făcut în această viață. Maestru Placido Domingo, care va veni în luna noiembrie la București și vom fi alături de el acolo. Și maestru Jose Carreras, alături de care am avut bucuria să fim anul trecut în septembrie la stadionul Arcul Triumf din București. Așadar, Torna Suriento. Parto a dire
non dar más tu tormento. Doamnelor, domnilor, ultima piesă a acestei seri. Nu asta era reacția care o așteptam. Recapitulăm. Domnul ministru, trebuie să mă ajutați. Doamnelor, domnilor, ultima piesă a acestei seri. Este cu siguranță una dintre cele mai celebri arii a tuturor timpurilor. Iar ea a fost făcută celebră de către, cu siguranță, cel mai iubit tenor al tuturor vremurilor, el grande Luciano Pavarotti. Care, fiind întrebat într-unul din multele sale interviuri: maestre, care e secretul? Ce faceți ca să aveți această voce minunată, ca să scoateți acele note extraordinare? A dat un răspuns cu numai un om de geniu putea să o facă. Simplu, cuprinzător și atât de sacru. El a răspuns: Dumnezeu m-a sărutat pe corzile vocale. Acum, cu siguranță nu e cazul meu, dar pe acești minunați colegi ai mei, măcar o aripă de heruvim tot e atins.
Mesajul ariei este unul foarte simplu. Indiferent cât de mulți nori sunt pe cerul vieții noastre, indiferent cât de greu ni se pare poate uneori acest trai, indiferent cursul spre care ne duce sau nu istoria, că vrem sau nu vrem, că ne dorim sau nu asta, trebuie să înțelegem și să avem încredere un lucru. Până la urmă, după toate cele care trec, binele învinge. Nessun Dorma! Minunații muzicieni ai orchestrii simfonice din această seară! Alături de bagheta magică a maestrului Andrei, îi vom spune. Sunt trei Andrei pe scenă și un Florin.
Acum trebuie să vă hotărâți. În urmă cu o melodie, nici nu reacționați când v-am spus că e ultima și acum nu vă opriți în aplaudă. Următoarea melodie vorbește despre un fapt cert, pe care îl știm cu toții, un fapt care se întâmplă în fiecare zi de la facerea lumii și poate de multe ori nu o spunem sau de multe ori nu ne dăm seama de el. Dar trebuie să vă spun cu subiect și predicat că soarele, căci despre el este vorba, înainte de a răsări la Londra, Strasburg, la Bruxelles, în fiecare dimineață, dar credeți-mă pe cuvânt că în fiecare dimineață, întâi și întâi, răsare aici la Chișinău. O sole mio!
până la urmă ne-am împăcat. Așteptăm să treacă salvarea ca să nu luăm turnul greșit. Nu mai fermeșa notul în ginotele alea. Bisul pe care îl prezentăm în această seară are foarte mare legătură cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut în cadrul turneului nostru de prezentare în întreaga țară. Atunci când ajungi la Satul Mare, după un concert de 2 ore și un pic, a venit în culise, în spatele scenei, după spectacol, un bătrân desprins ca din povești, de un bun simț, de o eleganță, de o simplitate, care ne făceau pe toți să fim precum niște ghiocei, cu capul plecat și să ascultăm. Și după ce ne laudă și ne spune toate cele pe care un tenor are nevoie să le audă, ne spune atât de simplu și frumos: dragii mei, m-aș bucura tare mult ca data viitoare când veniți la Satul Mare să închideți, să încheiați programul cu o piesă românească. Și am făcut la Satul Mare, tocmai. Și am făcut o promisiune acelui bătrân, nu știu dacă încă e lângă noi sau a plecat lângă Creator, dar nici nu contează, fiindcă promisiunea o vom respecta atât timp cât acest proiect va exista. I-am promis că fiecare concert al nostru, indiferent câte piese în italiană, franceză, spaniolă, germană vom avea, el se va încheia cu o piesă românească. Iar bisul la care ne-am gândit în această seară vine cu un mesaj tematic foarte potrivit, foarte bun, ca o expresie a recunoștinței, ca o expresie a gândului, pe care nu de puține ori oamenii buni și de o parte și de cealaltă a prutului l-au avut. Și anume că după iarnă mereu urmează o primăvară frumoasă. Doamnelor, domnilor, primiți, vă rog, acest mesaj din partea celor 3 tenori ieșeni, care vă spun cu toată dragostea: Chișinău, tu ești primăvara mea. Să visez, că
mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum, te chem acum. Și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii. Te ating și un fragil contur se destramă vânt și iar ești și iar te pierd. Ești un gând amăgitor. Ai plecat și-ai lăsat închisă floarea ce-o purta, bucuria întreaga soarelui de mar, și ai ascuns un dor în taina stelelor. Să-ți spun că iubirea-n zori răsărit de flori nu se poate opri, nu se va sfârși. Oare să revii? Doamnelor, domnilor, minunați muzicieni ai orchestrii simfonice în această seară! Alături de
de minunatul maestru Andrei Zapșa. Sunt convins că este începutul unei frumoase prietenii bazate, în primul rând, pe respect reciproc din ambele părți și cu o lungă bătaie și durată profesional-artistică. Felicitări! Asta a fost tot, vă mulțumim tare mult! Mergeți acasă, e duminică, mâine e luni. Să înțeleg că nu. Nu sunteți convinși. Doamnelor, domnilor, chiar ultima piesă a acestei seri. Știu că nu pare, dar trebuie să vă spun că decanul de vârstă acestui grup, respectiv maestru Fermeșanu, căruia vreau să-i mulțumesc personal, fiindcă a făcut un gest extraordinar. Aseară a fost solistul producției Pescuitorii de Perle de Georges Bizet pe malul Dunării, în Bulgaria, la Velnico Târnovo, și a condus toată noaptea ca să fie astăzi aici, alături de noi. Mulțumim, maestre! Nu pare, dar ieri este cel mai în vârstă dintre noi. Eu doar am avut o viață grea. Cel mai matur. Noi așa ne-am împărțit. Cel mai frumos, cel mai bun și cel mai tânăr. Și atunci, înainte de a bisa una dintre piesele din această seară, respectiv Non ti scordar di me, fiindcă așa și-a dorit decanul de vârstă, capitanul de echipă, vreau doar să vă mulțumesc încă o dată, să mulțumesc organizatorilor încă o dată, să mulțumesc și domnului ministru, să mulțumesc și excelenței sale, domnul ambasador, să mulțumesc excelenței sale, domnul primar, căruia îi mai doresc unul, maxim două mandate, după care sper la Cotroceni. Domnul ministru Adrian Cioroianu, pe care eu îl iubesc ca profesor și îl admir și cred că mulți dintre noi am crescut, ne-am dezvoltat cu minunatele sale emisiuni și conferințe. Bineînțeles, excelenței sale, domnul consul Ion Coșer, un om de suflet și nu în ultimul rând dumneavoastră, pentru gestul frumos de a veni în această călduroasă după amiază să fiți alături de noi. Doamnelor, domnilor, non ti scordar de me! Money,
scordare di me. La vita li ha legati a te. C'è sempre un nido nel mio cuore per te. Non ti scordare di me. Discordar di me, la vita mia legata a te, c'è sempre unito nel mio cuor per te. Mulțumim tare mult! Până data viitoare, vă rugăm să primiți totul ca o îmbrățișare caldă și să nu uitați ca în fiecare zi să fiți buni. Doamne ajută, sănătate, la revedere!